5 dintre cei 6 oameni care au murit într-o explozie la o uzină chimică din Republica Cehă sunt români. Alte 2 persoane au fost rănite și sunt internate în spital cu arsuri grave. Accidentul din nordul capitalei Cehiei s-a produs din cauza unui incendiu izbucnit la un rezervor. Explozia s-a produs joi la uzina Unipetrol din orașul Kralupi nad Vlatovu, aflat la nord de Praga. La fața locului au fost trimise 5 echipe militare de salvare și mai multe elicoptere. Autoritățile au stabilit imediat că nu există niciun pericol pentru populație și că explozia nu a produs niciun incendiu. Victimele au fost găsite în zona de rafinărie a uzinei, în total 6 morți, 5 români și un ceh și 2 răniți. Unul dintre aceștia are arsuri moderate de gradul al doilea, iar celălalt rănit are arsuri faciale foarte grave. Locul producerii exploziei a fost asigurat. O echipă de investigații anchetează toate cauzele posibile și circumstanțele accidentului. Acesta este unul dintre cele mai grave accidente industriale înregistrate vreodată în Cehia. Au trecut mulți ani de la o asemenea tragedie. Industria petrochimică e sigură. E o întâmplare foarte rară. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că s-a mobilizat ca să acorde asistență consulară. Echipa consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Praga a vizat și unitățile medicale în care au fost internate persoanele rănite, pentru a se asigura că printre acestea nu sunt și cetățeni români. Misiunea diplomatică a întreprins demersurile necesare în vederea identificării și notificării familiilor celor decedați. Mesaje de condoleanțe au fost transmise atât de administrația prezidențială a țării noastre, dar și de premierii Republicii Cehe și României. Președintele Klaus Iohannis își exprimă profundul regret că cetățenii români au căzut victime ale acestui accident. Președintele României transmite condoleanțe și este alături de familiile îndurerate. Unipetrol este cel mai mare distribuitor de petrol din Cehia și cel mai mare producător de plastic din această țară. În uzina respectivă se produce polistiren întărit și cauciuc sintetic pentru încălțăminte și echipamente sportive.